În general, problema numărul unu a tabletelor este autonomia. Producătorii le fac subțiri și nu pot integra un acumulator care să asigure o autonomie extinsă. Dar tableta nu este un gadget pe care să-l pui în buzunar sau cu care să te plimbi așa pe stradă la ureche, deci nu cred că neapărat contează câteva sute de grame în plus. Spre exemplu, tableta pe care o vedeți în acest material vine echipată cu o baterie de 32.000 mAh, cu mult peste concurență. La fel este și autonomia extrem de mare și în plus vine la pachet cu o mulțime de accesorii care ajută utilizatorul în diverse scenarii. Mă duce cu gândul la tabletele pe care le folosesc băieții pentru diagnoze auto și cred că aceasta s-ar potrivi de minune, mai ales că este una 5G cu display mare și chiar de calitate, procesor Dimensity 720, 12 GB de RAM plus alți 12 virtuali și peste toate acestea există rezistența la apă, praf și șocuri. Tableta iHunt are chiar 3 camere foto principale, una dintre ele fiind Night Vision. Discutăm și despre conectivitate aproape completă, inclusiv 5G. Deci, nu este chiar o tabletă obișnuită, este cea pe care să o luăm oriunde și să o punem la treabă. Service auto, șantier, birou, vacanță, în cort, rulotă sau acasă, tolănit pe canapea și răsfoind Netflix-ul. Tableta aceasta are un display IPS LCD cu luminozitate bună, multitouch în 10 puncte, setări interesante în meniu și chiar avansate, diagonală de 10,1 inch și rezoluție Full HD. Culori excelente pentru un IPS, albul este alb și nu un galben spălăcit, unghiuri bune de vizualizare. Sunt și două difuzoare stereo chiar puternice și nu numai puternice, dar care oferă un sunet de calitate inclusiv bas. Cred că aceste difuzoare au o incintă destul de generoasă și acesta este motivul principal pentru care oferă un sunet atât de bun și de puternic. Logică normală de minus un grad, aceasta însemnând o abatere de 6,8 grade la acest moment. Și pentru că și mâine... Mai bine? Uite, ia Supramax Articulații Direct. Supramax Articulații Direct conține colagen, acid hialuronic și vitamina C pentru o bună funcționare a articulațiilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Faci mai multe lucruri deodată? În criză de timp? Situat... www.mediashop.ro rulează un Android 13 destul de aerisit, fără intervenții mari din partea celor de la iHunt. Procesorul este un Dimensity 720 de la MediaTek pe 7 nanometri, are 8 nuclee, inclusiv 2 de putere de tip Cortex-A76. Sunt 12 GB memorie RAM instalați, însă utilizatorul are la dispoziție încă 12 în mod virtual și astfel se ajunge la 24. Funcționarea este vioaie, duce aproape orice, inclusiv PUBG Mobile, fără probleme la setări bune. Aplicațiile se instalează repejor, se deschid la fel, nimic deranjant. Este o tabletă cu o funcționare bună, cred că ajută mult și cantitatea mare de memorie RAM. Meniul de setări este destul de standard Android 13, fără multe opțiuni extra, dar în meniu există un folder cu aplicații destinate unor dispozitive de acest gen și pe care l-am văzut pe majoritatea telefonelor rezistente iHunt. Acum iată că uneltele acestea vin și pe tabletă. Apare și Radio FM.
Bateria este top, cu adevărat performantă și rețineți că discutăm despre o tabletă cu ecran mare, nu despre un telefon mobil. 32.000 de mAh și din nou la o asemenea capacitate, aplicația PC Mark nu a putut să facă față tabletei și a trebuit să o pun să ruleze ceva pe YouTube, un clip din care să-mi dau seama exact cam cât rezistă cu ecranul pornit și luminozitatea la jumătate. Am terminat testul la 23% și a durat 37 de ore pentru a ajunge aici. În mod clar, duce lejer peste 40 de ore cu ecran pornit până la 0%. Este o autonomie extremă. Tableta este mai groasă în comparație cu una normală, însă nu are o grosime exagerată. Se încarcă la 33W și poate fi folosită pentru a da curent altor gadget-uri care se încarcă prin USB. Adică poate fi folosită și pe post de acumulator extrem, unul care ar încărca complet de multe ori un telefon cu baterie de 5000 de mAh și cred că de sute de ori drone din acelea mici sau ceasuri smart, dar oricum încarcă aproape orice prin USB. Este una dintre puținele tablete de pe piață care are 3 camere foto principale. 48 de megapixel Sony, 20 de megapixel Samsung și încă o cameră macro de 2. Până și camera de selfie folosește un senzor de 32 de megapixeli. Rețineți că este o tabletă și nu un telefon mobil și cu toate astea rezultatele sunt chiar bune, de apreciat și acest aspect. Probabil că discutăm per total de una dintre cele mai capabile și mai dotate tablete. Accesorii speciale, rezistență la apă, praf, șocuri, autonomie mare, display bun, camere bune, difuzor de calitate, difuzoare de calitate și memorie RAM multă. Puteți spune ce vreți, dar eu îi dau nota 10 direct.